Această emisiune vă este oferită de Brixia. Dacă m-ar întreba cineva, Cibi Baci, dumneata ce-ai dat fotbalului românesc? I-ar răspunde, fără șovăire, i-am dat inima mea întreagă și nu-mi pare rău că am făcut-o. Da, fotbalul a fost și va fi, atâta vreme cât va mai bate inima asta bătrână, dragostea mea. Brown Bogdan Coleman, Cibi. Cibi Brown făcea această mărturisire tulburătoare pe când avea 70 de ani, în primele rânduri ale cărții sale, din lumea balonului rotund. Aceeași carte o încheia cu gândul la UTA. Bătrână doamnă, prima mea iubire și ultima, erai mai tineric atunci când te-am cunoscut. După o vreme ne-am despărțit, dar nu pentru mult timp. Am revenit, apoi iar ne-am separat drumurile și uite așa au trecut ani. Dar oriunde mă aflam, tresăream când auzeam vorbindu-se de UTA. Ce să faci? Prima dragoste. Am mai spus-o. Nu se uită atât de ușor. Iar dorul, nu-l poți tăia cu toporul. Când îmi întorc privirile obosite prin ceața anilor și privesc spre UTA, îmi spun: bătrâne, bucură-te. Munca ta n-a fost zadarnică. Tot ai lăsat ceva în fotbalul românesc. Drumul lui fotbalistic a început când a primit de la magazionerul echipei primele sale chete, amândouă de picior stâng. Pe când joaca lui a devenit serioasă, fotbalul era deja noua senzație și în România. Senzația a devenit un mod de viață, la fel ca în toată lumea, în timpul celor mai bine de 100 de calendare scurse de atunci. Restul e istorie. Cibi Brown, fotbalul în glumă. La început, a fost mingea din cârpe. N-avea mai mult de 6 ani când am început să chinuiesc amarnic o biată minge de cârpe. Când plecam de acasă spre școală, pasam tot drumul mingea cu Ricci, un alt puș care visa și el să ajungă mare. Schimbam locul de pe stânga pe dreapta străzii, ca să mă obișnuiesc să pasez cu amândouă picioarele. Și apoi, tot timpul liber, mâncam fotbal cu pâine, jucam cu picioarele goale, până prăpădeam bietele minci din cârpe. Pe la 10 ani, un ispravnic al AMF-ei, Noli Baci, care urmărea din când în când meciurile noastre, mă ia deoparte și îmi zice: cum te cheamă, mățâcă? Brown, Brown Coleman. Să vii mâine la AMF-a, la ora 3. M-am dus la 12:30. Când a sosit ispravnicul, am fost îndrumat la magazie, după ghete. S-a uitat magazionerul la mine: dar tu ce vrei, mă, neisprăvitule? M-a trimis Noli Baci să-mi dai ghetele. Să se ducă să se plimbe. Ce-mi trimite mie toți golanii pe cap? După ceartă de un sfert de oră, magazionerul a capitulat. Dar ca să se răzbune, mi-a dat niște ghete să-i fie de cap. Măsurau 43-44. Ambele pe picior stâng, iar unul dintre bocanci avea vârful rupt. Eu purtam pe atunci 36. De tricou, ce să mai spun? Aș fi putut să-mi fac din el un costum de haine. Am încercat să mai înmoi inima magazionerului. Mihai Baci, ghetele nu sunt bune. De ce, mă? Sunt amândouă pe piciorul stâng. Foși de aici! Ghetele sunt bune! Schimbă picioarele! Am jucat de sculț. A doua zi, toată clasa știa că am fost la teren, la AMF-a. În recreație, m-au năpădit cu întrebările:
Cum? Ți-au dat și ghete? Ghete adevărate de fotbal? Da, mă fuduleam eu. Turnate pe picior și mi-au luat măsură să mai-mi comande o pereche. De, când ești mic și faci pe vedeta, minciuna sau fudulia e scuzabilă, n-ai încă minte. Când ești mare însă, nu mai ai nicio scuză. A început astfel să practice fotbalul fiind legitimat la echipa MF Arad, la care a evoluat până în anul 1932. Era perioada în care campionatul național însemna un turneu la care participau campionatele regionale, iar fotbalul românesc era dominat de chinezul Timișoara. A fost considerat unul dintre cei mai talentați mijlocași ai vremii, însă nu a reușit niciodată să joace pentru echipa națională a României. Fotbalul, poveste veche. Cum te îndrăgostește minge? În 1921 împlinisem 15 ani și jumătate. Învățasem la liceul din Arad și jucam pentru juniorii AMF-ei, împreună cu Ricci, Gheorghe Albu, Pavel Telechi, Ludovic Tolan și așa mai departe. Mi-aduc aminte că uneori, duminica aveam agenda foarte încărcată. Activam la 3 echipe, nici mai mult, nici mai puțin. La ora 8, la campionatul școlar, la ora 11, în echipa de stradă angajată în turneul din piața Mihai Viteazul, iar după amiază, în deschidere la senior pe stadionul CAA, în cadrul competiției de juniori AMFA. Și totuși, eram foarte mulțumit că am atâta de lucru. Nu simțeam oboseala și nici nu îmi păsa de vânătăile sau cucuiele cu care mă întorceam decorat seara acasă, rănit în războaie. Visam însă zi și noapte să ajung în echipa cea mare și iată că într-o bună zi, visul meu avea să devină realitate. Dar să vedeți în ce împrejurări? Pe vremea aceea, în orice deplasare AMFA pleca cu 11 jucători, niciunul mai mult, niciunul mai puțin. Postul de rezervă era inexistent. Singura mea speranță era deci ca, într-o asemenea ocazie, să lipsească unul, țâști, să sară în echipă în locul lui. Ocazia s-a ivit, foarte curând. Într-o zi de aprilie a anului 1921, prima echipă a MF-ei trebuia să plece la Brașov pentru 2 meciuri din cadrul turneului Pascal. Cibișor, prezent la gară, la pândă, dă, Doamne, să lipsească unul. Dar de cum au văzut seniorii, m-au și luat în primire. Puștiule, dă fuga după niște țigări până nu pleacă trenul. Puștiule, adu-mi și mie o sticlă cu apă minerală. Și mie 100 de grame de bomboane. Eu alergam cu limba scoasă în toate părțile, dornic să satisfac comenzile, dar cu coada ochiului trăgeam mereu spre compartimentele echipei. Să văd dacă s-au prezentat toți jucătorii. Veniseră deocamdată 7, plus antrenorul, Alexandru Stofa. Alerg după ultimă comandă de napolitane, mă întorc într-un suflet și constat că se adunaseră 10. Mă lipsea unul, Lazar Ilisie, și toți se uitau la ceas îngrijorați. Mai sunt 5 minute! Măi, ce-o fi cu Ilisie de n-a venit? Uită-mă, acum pleacă trenul! Deodată unul privind spre mine vine cu ideea. Ce-ar fi să-l luăm pe Cibișor? Puștiul nostru! Nici pomenială! Protestează antrenorul Stofa. Ce-o să zică părinții lui? Când aud una ca asta, să cad jos, nu alta. Tocmai acum, când era gata să-mi iasă paciența, poftim! Stofa se opune! Cu lacrimi în ochi mă adresez ispravnicului echipei. Nea Pavele, te rog, vreau să joc și eu. Ce să fac? Se uită Nea Pavel lung la mine, surâde înțelegător și mă sfătuiește. Hai, fugi în ultimul vagon și stai acolo. Apoi, după vreo oră pe la Deva, vin vagonul nostru. Mă răsucesc pe călcâie, o zbughez spre coada trenului și urc în vagon. Trenul se pune în mișcare, dar ce să vezi? Imediat mă trezesc cu controlorul care mă întreabă de bilet. Eu fac pe fețe și încep să mă bâlbâi. Să vedeți, eu sunt cu echipa AMFA care se află în alt vagon, mai în față. Bine, hai să mă conving. Escortat de controlor, ajung la vagonul fotbaliștilor. Copilul ăsta e cu dumneavoastră? Întreabă el autoritar. Da, da, zice Nea Pavel, ispravnicul care fusese cu ideea. Iată biletul lui. Controlorul perforează biletul și pornește mai departe să-și vadă de treabă. Dar antrenorul Stofa sare ca ars din compartimentul alăturat. Ce cauți aici, măi, mucosule? Nu ți-am spus că... Lăsați-l în pace, domnul Stofa, îmi ia Nea Pavel apărarea. Doar știi bine că împreună cu dumneata suntem doar 10 în echipă. O să avem de furcă cu părinții lui, ai să vezi, bombă Nestofa.
Apoi se întoarce spre mine. Mă știu ai tăi că ai plecat cu noi? Știu, maestre! Strig eu cu convingere, deși tata și mama habar n-aveau. Dar fotbalul cere uneori sacrificii și eu eram gata să devin martir doar de dragul de a juca în sfârșit alături de cei din echipa întâi. M-am aciuit deci sus, pe bancheta de bagaje și am dormit dus până la Brașov, visându-mă eroul stadionului. Dimineață am sosit în orașul de la Poalele Tâmpei și am fost cazat la un cămin de ucenici. Până la joc mai rămăseseră vreo 8 ore. Bătrânii s-au gândit să mai tragă un puișor de somn. Cei tineri au început să joace cărți, iar eu, pruncul, am pornit să hoinăresc prin oraș, dornic să gunosc Brașovul pe care îl vedeam pentru prima oară. A urmat meciul de după amiază disputat pe terenul Brașovia, situat în fața actualului Hotel Carpați. La sfârșitul partidei, eram în culmea bucuriei. Câștigasem cu 5-0. Bravo! Mi-a spus Tofa. Regret că ți-am făcut greutăți. Ai jucat foarte bine pentru vârsta ta. Vârsta ta? Seara m-am așezat la masă, împreună cu cei din echipă, la un restaurant. Dar eu n-am băgat un dumicat în gură. Era prima oară când intram într-un local public și aveam impresia că toți cei de la mese se uită numai la mine. Așa că m-am scuzat și am plecat la cămin să mă culc. Acolo, sub pătură, singur, singurel, am plâns de bucurie până am adormit. A doua zi am susținut a doua întâlnire cu BMT Brașov și am pierdut cu 0-1. Dar nimeni nu s-a supărat din pricina asta. Seara, cele două echipe s-au întâlnit la o agapă comună, au glumit și au cântat împreună până aproape de miezul nopții. Eu adormisem într-un colț al mesei și Stofa m-a trezit glumind. Uite, sugaciul, face nani-nani! A treia zi ne-am întors cu echipa la Arad. Am avut noroc, tata nu era acasă. Plecase la poliție ca să anunțe că am dispărut. Mama s-a bucurat grozav când m-a văzut. M-a îmbrățișat fericită, apoi mi-a tras o caftneală în lege. Unde ai fost atâtea zile? Se lamenta ea. La Brașov, cu echipa de fotbal. Și cine ți-a plătit drumul? De unde ai avut bani? De la echipă. Am jucat la întâia, la seniori. Mă rog, cu mama am mai mers, dar cu tata am încurcat-o rău de tot. Când a dat ochii cu mine, n-a scos niciun cuvințel. A trecut direct la fapte. A luat cureaua din cui și m-a bătut până a obosit. Apoi a trecut și la alte măsuri de represalii. Nu-i dai nimic de mâncare, i-a ordonat mamei. Și de azi înainte să nu-l mai prind la noptă. Dar eu nu mai auzisem nimic. Eram în al 8-lea cer. Jucasem în sfârșit în prima echipă. Ce-ar fi putut fi mai frumos pe lume la cei 15 ani și jumătate ai mei? În anul 1933, pe când evolua la RCKL, a plecat la Albion pentru a studia tainele meseriei pe care dorea să o practice în urma retragerii din fotbal, la Academia din Folkestone. În 1934, se întoarce în țară, la Juventus București, unde a fost numit și antrenor al echipei. A activat aici ca tehnician până în anul 1936, când, deși continua să joace pentru echipa din Bulevardul Elisabeta, a antrenat în paralel și formația Sportul Studențesc. Fotbalul în glumă. Debutul lui Ilie Oană. Eram jucător și antrenor la Juventus. Aveam 34 de ani și jucam în echipă cu Dunăreanu și Oană, care, la un loc, n-aveau nici 33 de ani. Dar să vedeți cum a intrat Oană la întâia. Un admirator al Juventusului, unul Rășină, din Sibiu, vine într-o zi la noi și ne tot bate la cap susținând că e un puș la Sibiu o grozăvie. Nici 16 ani nu are. Dar dacă îl vedeți, adul, domnule, zic eu, micuț, pirpiriu, dar rapid și isteț. Puștiu mi-a făcut de la început o impresie bună. Mai stăteam însă la îndoială. Să-l vâr în foc, nu-i prea fraged. Și când credeți că a debutat Ilie Oană? Tocmai în partida cu Ripensia. Da, da, cu celebra Ripensia lui Pavlovici, Burger, Cotormani, Schwarz, Bindia, Dobai and Company. Credeți că Oană s-a speriat de ei? Da, de unde? Am bătut Ripensia la București cu 5-1. Știți câte goluri a marcat debutantul? 4.
Am rămas de atunci la părerea că ziua bună se cunoaște de dimineață. Și mi-a întărit această convingere un alt băiat crescut de mine, Gică Popescu, care ajunsese la 17 ani în echipa națională, pe postul lui Dobai și Pârcălab, care, dar despre Pârcălab sunt mai multe de spus. Poate altă dată. În anul 1938 a revenit din nou ca tehnician la Juventus București, la care juca, iar după retragerea sa din activitatea fotbalistică a devenit antrenorul echipei Jiul Petroșani. Până în anul 1945 a funcționat pe banca tehnică a Jiului și a urmat și cursurile școlii de fotbal ONEF. Încă din primul sezon reușește promovarea, însă nu ajunge să se bucure de această performanță. Războiul întrerupe campionatul național, iar mulți dintre fotbaliști ajung pe front. După terminarea luptelor în anul 1945, Cibi este uns selecționer al echipei naționale. Pierde cu 7-2 în fața Ungariei, însă maghiarii erau la începutul construcției echipei, care va domina fotbalul internațional la începutul anilor 50. Două dintre golurile primite de tricolori au venit din partea lui Ferenc Puskás, viitoarea stea a Realului. Rapid Steaua Dinamo în 2 ani de zile. Începutul sezonului 1946-1947 îl găsește pe Cibi Brown pe banca tehnică a Rapidului. Imediat a fost adoptat de Giulești, deviza lui fiind una simplă: echipa să alerge pe toată durata meciului. Printre spectatorii care veneau să vadă Rapidul se născuse imediat o vorbă. La întrebarea: ce se joacă astăzi, fraților? Răspunsul venea automat: fuga în Egipt cu Brown și băieții săi! Rapidul termină pe locul 5 și Coloman Brown pleacă de la echipă, cu toate că devenise unul dintre preferații galeriei. Pe 7 iunie 1947 este înființată ASA, Asociația Sportivă a Armatei București, și la conducerea echipei este adus Cibi. Două luni mai târziu, pe stadionul Venus, militarii debutează în prima ligă. Într-un timp foarte scurt, fuseseră aduși fotbaliști din întreaga țară, aceștia participând cu doar 2 săptămâni înainte de debut, la un prim cantonament. Cibi devine astfel primul antrenor din istoria Stelei, însă rezultatele modeste îl îndepărtează de la echipă. Astfel, cu el pe bancă și cu Kolya Vlkov secund, echipa armatei juca primul meci din istorie, pe 24 august 1947. La mai puțin de un an distanță, mai exact pe 14 mai 1948, este înființată Dinamo București, iar generalii de la interne îl aduc pe Cibi la echipă. Alături de antrenor la noua formație ajunge și Gheorghe Lăzăreanu, portar al militarilor și unul dintre primele transferuri făcute de Dinamo. Nici aici nu reușește să stea prea mult, dar bifează ca antrenor prima întâlnire dintre cele două echipe care aveau să devină rivale. Pe 21 noiembrie 1948, Dinamo câștiga cu 1-0, grație golului marcat de Marin Apostol, iar Cibi Brown își lua revanșa în fața fostei sale echipe. În anul 1952 se întoarce în Aradul natal și o preia pe UTA, echipă care dominase campionatul la sfârșitul anilor 40. Alături de Cibi, arădenii câștigă Cupa României în 1953 și titlul de campioană un an mai târziu. Prima dată, mai exact în 29 noiembrie 1953, când Vați întâi a marcat în prelungiri, minutul 112, singurul gol al finalei cu CCA, iar apoi, anul următor, când a deschis scorul pentru arădeni în meciul de la Timișoara cu Locomotiva, s-a terminat 2-0 pentru UTA, care avea nevoie neapărat de victorie și titlul venea pe Mureș. Fotbalul în glumă. Acum pot să-i spun lui Vații ce drag mi-a fost. Ah, și Vații, ce jucător era! Făcea parte din categoria celora care pot hotărâ singur soarta unui joc. Când am fost antrenor la UTA, acum pot să-i spun, Vații era jucătorul meu preferat. Dar m-am purtat uneori cu răceală și chiar cu asprime față de el. N-am vrut să-i arăt niciodată adevăratele mele sentimente, de teamă să nu mi se suie în cap și să mă joace cum vrea el. E o vorbă care ascunde mult adevăr.
valabilă și pentru antrenori, să nu-ți săruți copiii decât în somn. Odată la un joc cu Știința Timișoara, nu știu ce făcuse Vații, că am intrat în teren fără el. Aveam linia de atac, dacă memoria nu mă înșală, cu Popa, Mercea, Covaci, Carpineț și Dumitrescu. După prima repriză, 1-0 pentru Știința. La vestiar, în pauză, mă decis să-l bag pe Vații, dar el era la mare concurență cu Covaci. Cum să-i împac? De-al naibii, zic. Vații, ai să joci interstânga. Vații nu trăgea cu stângul și mă gândeam că o să refuze, dar negriciosul nici nu clipește. Bine, joc, zice și se uită pe fereastră. Nicolae Covaci, antrenorul Științei, ațipește pe tușă în mitanul 2. Când se scoală, mă întreabă. Cât e scorul? Tot 1-0 pentru noi? Nu, e 5-1 pentru noi. Vații își făcuse datoria și răsturnase meciul. Și apoi, cine poate uita finala Cupei României dintre UTA și CCA din 1953? Eu venisem cu mânjii mei. Militarii băgau în foc batalionul de aur. Cu Voinescu, Apolzan, Bone, Pecioschi, Tătaru, et company, 0-0 până în ultimul minut. Dar deodată, Alexandrescu se enervează, trece ca o zvârlugă prin toată apărarea arădeană și pălește odată mingea, Ghiulea, nu altceva. Chiș, portarul meu, e pe jos, dar balonul izbește bara. Gata să o dărâme și sare în teren. Peci vine ca o furtună din urmă și se repede să puște mingea în plasă. A sărit însă prea devreme, așa că Lupeș a degajat lung în tribună și publicul n-a mai vrut să dea balonul. Doamne, bine că am scăpat! Au urmat prelungirile, iar în minutul 112, Apolzan, cel mai bun de pe teren, comite singura greșeală din tot meciul. Vrând să dribleze în careu, pierde balonul la Vații. Negriciosul zice mersi și îl expediază în plasă. A fost cel mai mare triumf al vieții mele. Jucătorii m-au luat pe umeri și m-au purtat cu cupă cu tot în jurul terenului. În 1954 am câștigat titlul de campioni, rupând seria CCA-ului. Dar cu ce emoții, să nu mă întrebați. Aveam ultimul meci cu CFR Timișoara, Locomotiva. CCA era cu un punct în urma noastră, trebuia să batem. În pauză aflăm rezultatul de la București. CCA, învingătoare. Oftăm cu toții. Ritter, Androvici și ceilalți nu ne lăsau să băgăm golul și pace. Vine Vații la mine. Ce e, Bibaci? Mai sta așa plouat? Că și așa plouă destul afară. Râde el, râd și ceilalți. Afară plouă de rupea pământul și deodată cer senin. Vații driblează trei adversari și trimite ghiuleaua lui Franciscovici drept la Păianjen. Apoi Sârfozo dă al doilea gol. Victorie! Ne sărutăm cu toții, iar spectatorii din tribune cântă de bucurie. Nu mai conta că toată echipa și chiar eu însumi eram plin de noroi. Când am ajuns acasă și am bătut în poartă, nevastă mea m-a întrebat: pe cine cauți dumneata? Vă dați seama cum arătam? A antrenat în trei etape UTA Arad, 1952-1954, 1960-1962 și 1963-1965. În sezonul 1962-1963 a antrenat-o pe Poli Timișoara, iar ultimul mandat de antrenor la UTA, cel din 65, i-a adus și retragerea definitivă din antrenorat. Gibi Brown a trecut în lumea drepților la vârsta de 78 de ani, neîmpliniți. În casa din Arad, în mijlocul impresionantei sale colecții de insigne și fanioane. Împreună cu bunul său prieten, Emeric Vog, cu care a jucat și a antrenat atât la Juventus cât și la echipa națională, au fost primii tehnicieni din România care au fost onorați cu titlul de antrenori emeriți. Coleman Brown Bogdan, Cibi. Bătrâne, bucură-te, munca ta
n-a fost zadarnică. Această emisiune v-a fost oferită de Brixia.